Pădurea Grihala din Drobeta Turnu Severin a prins viață într-un mod inedit, datorită eforturilor susținute ale voluntarilor din cadrul Asociației Mood of Life. În prima zi a mini-proiectului Pădurea Colorată, 20 de voluntari inimoși au transformat locul de joacă din această pădure într-un spectacol vizual plin de culori. Cu sprijinul primăriei municipiului și al comunității locale, această inițiativă inovatoare aduce o explozie de optimism și bucurie într-un colț de natură. Ieri, Asociația Mood of Life a dat startul primei zile de activități în cadrul mini-proiectului Pădurea Colorată la Drobeta Turnu Severin, transformând un colț din pădurea Crihala într-o explozie de culori vibrante. Cu ajutorul a 20 de voluntari dedicați, locul de joacă din această zonă a devenit un adevărat spectacol vizual, aducând bucurie și optimism atât copiilor cât și adulților care vizitează acest spațiu natural. Un rol important în derularea activităților Asociației Mood of Life îl are și Cătălin Mihăilescu, a cărui implicare a fost deosebit de valoroasă pentru desfășurarea și promovarea proiectelor comunitare. Prin munca și dedicarea sa, Cătălin Mihăilescu a contribuit la transformarea pădurii Crihala într-un loc plin de culoare și viață, oferind comunității locale un spațiu de recreere și inspirație. Acest proiect, noi cei din Asociația Mood of Life îl gândim de ceva vreme. În acest moment am primit sprijinul primăriei Drobeta Turnu Severin pentru a demara această inițiativă, pe care o realizăm împreună cu administrația Parcului de Agrement Pădurea Crihala. Sperăm să fie binevenită pentru cetățenii municipiului, cei care doresc să petreacă clipe de liniște în incinta pădurii Crihala. Sperăm să fie o oază de culoare pentru cei mici, pentru că noi colorăm copacii din preajma locurilor de joacă din pădurea Crihala. Sperăm să atragă cât mai mulți vizitatori și să fie o inițiativă care se va perpetua de la an la an. Voluntarii echipați cu bidinele var și o paletă de culori strălucitoare au vopsit aproximativ 30-40 de copaci, fiecare copac devenind o pânză pe care s-au combinat armonios nuanțe de roșu, galben, verde, albastru și mov. Atmosfera a fost una de veselie și entuziasm, spiritul de echipă al voluntarilor fiind esențial pentru reușita acestui proiect. Eu îmi face foarte mare plăcere să ajut în folosul comunității, îmi place să muncesc în echipă, îmi place să fac prieteni noi și am ales să particip la voluntariat, deoarece am vrut să cunosc, să întâlnesc diferiți oameni și consider că împreună facem o echipă nemaipomenită și ne bucurăm de natură, încercând să facem pădurea Crihala să devină un loc cât mai vizitat de tinerii din Severin. Păi în principiu am văzut faimoasa pădure din Gorj și am zis, mă, hai să facem și noi ceva la noi în Severin. În pădurea Crihala vin foarte mulți copii, am avut multe activități cu copiii și am zis, ar fi ceva drăguț să avem un loc unde să facă copiii poze, unde să vină părinții, să fie ceva altfel și cred că ne-a ieșit. E puțin mai colorată pădurea. Pădurea colorată nu este doar un loc de joacă, ci și un spațiu de relaxare și inspirație pentru toți vizitatorii. Inițiativa urmărește să creeze un mediu în care oamenii să se poată conecta cu natura într-un mod unic și plin de energie pozitivă. Fiecare copac vopsit simbolizează un pas către o pădure multicoloră, un loc în care creativitatea și natura se întâlnesc într-un mod armonios. Astăzi, din partea Asociației Mood of Life, eu ca voluntar, atât și colegii mei, continuăm proiectul pentru a înfrumuseța pădurea Crihala după modelul pădurii din Gorj. Ne dorim să creăm un loc cât mai plăcut și des vizitat de către cetățenii din Drobeta Turnu Severin, în special pentru cei mici. Proiectul Pădurea Colorată nu ar fi fost posibil fără sprijinul primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin și al primarului Marius Creciu, care s-a implicat activ în toate inițiativele derulate pe raza județului. De asemenea, un aport semnificativ la realizarea proiectului l-a avut și Aurel Vlăduț, ale cărui contribuții au fost esențiale pentru succesul acțiunii. Această inițiativă reprezintă doar începutul proiectului Pădurea Colorată, iar Asociația Mood of Life promite că vor mai urma și alte activități menite să îmbunătățească, dar și să înfrumusețeze acest colț de natură. Pădurea Crihala, acum multicoloră, a devenit un simbol al creativității și al implicării comunitare, un loc unde fiecare vizitator poate simți bucuria simplă a naturii, îmbogățită de paleta vibrantă de culori.